Încă de la începutul anului am fost copleșiți de evenimentele petrecute în lume. Incendiile din Australia, asasinarea unuia dintre principalii generali iranieni, moartea unuia dintre cei mai apreciați baschetbaliști pe plan internațional, pandemia de coronavirus și multe alte evenimente șocante ne-au făcut să credem că trăim în cea mai nasoală perioadă posibilă. Ei bine, cu siguranță nu avem parte de un an perfect, însă la fel de sigur nu o ducem atât de rău pe cât am crede. Când ne gândim la cel mai nasol an din istorie, avem fiecare câte o opinie diferită. Ai putea crede că gripa spaniolă le pune capac tuturor posibilităților, însă vei fi surprins să afli că nu e cazul. Scriitoarea româncă Anca Daniela Huț a spus că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente. Ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Desigur că evenimentele petrecute în 536 sunt relatate de istoricii din acele timpuri, însă pentru a analiza concret de unde a plecat totul s-au realizat multe studii care să ofere informații clare. Cum sună un an în care soarele era prezent doar 4 ore pe zi și chiar și atunci puterea sa era diminuată considerabil? Sau ce spui despre o răcire bruscă a vremii care pune în pericol plantațiile atât de necesare pentru supraviețuire? În continuare vom expune și cântări toate aceste aspecte pentru a demonta mitul cum că 2020 este cel mai teribil an de până acum. Totul a început când o ceață misterioasă care bloca razele soarelui s-a lăsat peste întreaga Europa, Orientul Mijlociu și o parte din Asia. Prezența acestei cețe a fost raportată timp de 18 luni și a dus la răciri masive de până la 2,5 grade Celsius și la stabilirea recordului pentru cel mai rece an din emisfera nordică din ultimii 2300 de ani. Deși poate că în prezent această variație de temperatură nu ar afecta așa de tare populația, în acea perioadă agricultura era crucială întrucât metodele de depozitare ale cerealelor nu erau așa evoluate, fapt ce a dus la o înfometare masivă, însă vom reveni la asta mai târziu. Au existat multiple teorii și postulate care își propuneau să explice originea acestei cețe misterioase care a lovit o bună parte din glob. Totuși, după analiza ghețarilor, s-a descoperit o cantitate mult mai mare de cenușă vulcanică care corespunde acestei perioade, susținând teoria erupției vulcanice. După analiza copacilor din Irlanda, dendrocronologul Mike Bailey a constatat o creștere anormal de mică în perioada 536-542. Același tipar este prezent și în inelele copacilor din Suedia, Finlanda și alte țări. Un studiu din 2015 susține teoria conform căreia un vulcan din America de Nord este responsabil pentru perturbarea condițiilor meteorologice. În 2018, cercetătorii Universității Harvard au menționat de asemenea posibilitatea unei erupții în Islanda, însă nu au putut demonstra în totalitate că erupția vulcanului din America de Nord nu a contribuit la răcirea globală. Acum că știm că ceața care a acoperit globul provine cel mai probabil de la erupția unui vulcan enorm, putem discuta și despre consecințele fenomenului natural. Așadar, începând cu anul 536, s-a instaurat o ceață densă care nu permitea razelor solare să treacă. Acest lucru a scăzut intensitatea luminii solare, fapt ce a dus la scăderea temperaturii. Majoritatea culturilor au fost direct afectate de lipsa luminii și de diferența de temperatură. Bineînțeles că odată cu afectarea plantațiilor a apărut lipsa de mâncare care, din păcate, a provocat enorm de multe decese. În China au fost menționate de către istorici puternice schimbări meteorologice. Astfel sunt descrise ploi cu un fel de nisip galben care cel mai probabil provenea din erupția vulcanilor. De altfel, în același an, pentru că soarele nu putea trece de norii groși de cenușă, în perioada verii sunt descrise înghețuri și ninsori abundente. Ca urmare a acestor evenimente, populația Chinei a întâmpinat o perioadă catastrofală de foamete, perioadă în urma căreia se aproximează că 3/4 din populație s-a stins din viață. Asta înseamnă că 3 din 4 oameni care locuiau acolo au murit.
Nici în Irlanda lucrurile nu au mers prea bine. Timp de 3 ani, începând cu 536, s-a înregistrat o lipsă catastrofală de pâine și alte alimente de bază. Se cunoaște astfel o perioadă neagră din punct de vedere economic, urmând ca în 542 ciuma bubonică să înrăutățească situația. Abia peste aproximativ 30 de ani s-au afișat primele semne de revenire economică, începând cu anul 575. Folosindu-se de aceiași ghețari, cercetătorii au putut determina și momentul de revenire al economiei. Astfel, ei au analizat monstre provenite din ghețarii din Alpii elvețieni. Conform acestora, începând cu anul 575, s-au găsit multiple particule de plumb, element care era folosit preponderent în făurirea monedelor. Lucrurile nu s-au oprit însă aici și au continuat cu o situație similară cu cea cu care ne confruntăm noi acum, mai exact, ciuma lui Justinian. Ciuma lui Justinian a făcut ravagii în Imperiul Bizantin, a afectat întregul bazin mediteranean, Europa și Orientul apropiat. Prima pandemie din istorie numită ciuma lui Justinian a fost una dintre cele mai devastatoare pandemii din istorie. Sursa de îmbolnăvire cu această pestă nu este cunoscută în totalitate, însă surse contemporane susțin că vinovați ar fi șobolanii infectați de pe navele cu grâne. În această perioadă, Constantinopolul importa cantități mari de grâne din Egipt. Astfel, este posibil ca șobolanii să fi fost infectați cu purici și să se hrănească din grânele destinate locuitorilor. Nu se poate ști exact numărul de victime al acestei pandemii, însă se estimează că între 25 și 100 de milioane de persoane și-au găsit sfârșitul. Ca să înțelegi cât de grav este acest număr, trebuie să realizezi că este echivalent cu aproximativ jumătate din populația Europei la acea vreme. În perioada de vârf, această ciumă reușea să omoare chiar și 10.000 de locuitori ai Constantinopolului în fiecare zi. De asemenea, există multiple dovezi care susțin faptul că ciuma nu a fost complet extirpată până în anul 750. Multe dintre cadavre rămâneau efectiv pe străzile Constantinopolului până putrezeau sau până când o persoană sănătoasă care avea o șansă foarte mare să se îmbolnăvească după această sarcină, le ducea în gropile comune sau le încărca în nave pentru a le arunca în mare. De multe ori, cadavrele aruncate în mare erau aduse de valuri înapoi la țărm. Cercetătorii au afirmat că bacteria care a provocat ciuma lui Justinian este responsabilă și pentru pandemia vinovată de moartea celor mai mulți oameni din istorie, și anume moartea neagră. Civilizația Moș sau Moșe a fost unul dintre pilonii care au consolidat marea civilizație incașă. Economia acestei civilizații se baza preponderent pe pescuit, agricultură și utilizarea inteligentă a sistemelor de irigație. Însă schimbările meteorologice din anul 536 nu au ignorat acest popor. Un super El Niño a dus la schimbările climatice care au făcut acest popor să își pună întrebări despre existența religiei în care credeau. Aceștia ofereau adesea sacrificii prin care își asigurau vremea stabilă și precoce activității lor. Însă după 30 de ani de ploaie și 30 de ani de secetă, îndoielile au început cu siguranță să apară. Așadar, putem să observăm că omenirea a avut dintotdeauna parte de calamități de diferite tipuri. Pandemia nu este ceva nou. Putem vedea că începând cu 536, multiple astfel de evenimente s-au produs. Ce trebuie să înțelegem este faptul că nu avem control asupra evenimentelor naturale, însă cu siguranță putem să încercăm pe cât posibil să prevenim alte dezastre controlabile, cum ar fi schimbările climatice prin reducerea poluării. Cu siguranță, anul 2020 nu este cel mai greu an din istorie, însă, într-adevăr, nu este de trecut cu vederea. Se aud liniile alea de la sunet? Ok. Nu o ducem la fel de rău. Nu e așa. Nu o ducem atât de rău. Ok. Ei bine, îmi comand mâine un tricou când îmi intră salariu și vreau să filmez un tricou ăla. Asta nu rămâne, că nu trebuie să știe că youtuberii au salariu, lume. Să creadă lumea că muncim pe gratis.